Salutare, eu sunt Dragos și bun venit pe canalul meu de YouTube. Azi este 3 iunie, ziua internațională a bicicletei. Bun. Zic eu de șoferii răi, dar neneala cu microbuzul rămăsese acolo, nu mai punea mașina. Într-adevăr, îmi blocase banda. I-am strigat, hârv, hârv, dă-l la remat. Da, răi mai sunt oameni. Nu mi urmați exemplu. Dimineața, azi este 3 iunie, este ziua internațională a bicicletei. Hei, 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 la mulți ani bicicletei! Eu am două sărbătorite azi, bicicleta cu care merg la serviciu și cursierista. Cu care merg la serviciu, am denumit-o Comuterița. Așa, deci Comuterița este bicicleta cu care merg acum. Am făcut cu ea aproximativ 5.000 de kilometri într-un an. Sunt foarte mulțumit de ea, este bicicleta de ciclocross. În fine, de când am cumpărat-o am mai investit ceva bani. De curând am stat cu ea 2 săptămâni în service, pentru că nu existau piese. Chiar mai mult de 2 săptămâni. Mi s-a stricat schimbătorul spate. Se pare că Shimano are probleme mari cu livrarea pieselor, mai ales în România nu se găsesc deloc piese. Eu am cumpărat de la alte magazine, diferite față de magazinul unde am lăsat bicicleta pentru service. Ce să zic, să ne trăiască bicicletele, să fim sănătoși și să nu avem parte de accidente pe ele și ele să nu se strice. Happy Bicycle Day! Haideți să le oferim momente de răscoț bicicletelor noastre. În fine, în cazul meu, vorbesc, am două. Dacă aveți o singură bicicletă, ocupați-vă de ea, aveți mai mult timp. Chiar în momentul în care am ajuns la destinație, a început să picure. Mulțumesc pentru vizionare și v-aș fi recunoscător dacă ați da subscribe la canalul meu și like acestui clip.